În paralel, se desfășoară și prerecepția lucrărilor de pe acest tronson, un pas crucial înainte de deschiderea oficială a circulației rutiere. Autoritățile sunt optimiste și au confirmat că termenul de deschidere a circulației rutiere rămâne în sfârșitul acestei luni, conform programului inițial. Această veste este primită cu entuziasm de locuitorii din Târgu Jiu, care așteaptă de mult timp finalizarea acestui proiect important pentru fluidizarea traficului și reducerea timpului de deplasare. Procentul de realizare al varianței ocolitoare a municipiului Târgu Jiu, restul de executat, sectorul estic, acum suntem undeva la 93%. Antreprenorul a finalizat absolut tot ce înseamnă partea de asfalt, marcaje rutiere, indicatoare. Mai au de lucru la pasajul din zona, acolo Ana Ipătescu, la drumul județean care face legătura cu Botoroci, dar acesta a promis că până la sfârșitul lunii, conform declarațiilor, se va încadra cu finalizarea și acelei lucrări și deschiderea circulației rutiere. În cazul în care circulația nu va fi deschisă la sfârșitul acestei luni, acesta este pasibil de niște penalități și penalitățile nu sunt deloc mici, astfel că noi suntem siguri că va reuși să încadreze, să deschidă circulația rutieră pentru a nu intra în zona de penalități. Chiar dacă vor mai rămâne ceva lucrări de executat, vor fi în afara părții carosabile, care nu vor afecta siguranța și circulația pe sectorul de drum estic al variantei ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. Deschiderea sectorului estic al variantei ocolitoare va aduce beneficii semnificative nu doar pentru locuitorii municipiului, ci și pentru toți cei care tranzitează această zonă. Odată finalizată această variantă ocolitoare, va contribui la reducerea congestionării traficului în centrul orașului, îmbunătățind astfel calitatea vieții pentru toți participanții la trafic.